Prelungirea termenului de depunere a solicitărilor pentru ajutorul specific pentru anul 2013 până la 29 noiembrie, precum și pentru emiterea documentului justificativ, respectiv certificatului de conformitate a conversiei, până la 15 noiembrie, le va da posibilitatea tuturor potențialilor beneficiari să acceseze această formă de ajutor specific pentru agricultura ecologică. Prin modificarea termenului de depunere a solicitărilor pentru ajutorul specific, se va putea acorda timpul necesar finalizării verificărilor efectuate de către organismele de inspecție și certificat la operatorii din sistemul de agricultură ecologică și pentru eliberarea documentelor justificative, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ministerul Agriculturii a primit numeroase solicitări din partea asociațiilor operatorilor din agricultura ecologică de prelungirea termenului de depunere a solicitărilor pentru ajutorul specific, precum și pentru eliberarea documentului justificativ, respectiv a certificatului de conformitate a conversiei. Termenul de depunere al acestor cereri la ora actuală este 1 septembrie-15 octombrie 2013, întrucât termenul de înscriere a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, potrivit ordinului pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare, s-a prelungit de la 1 iunie la 31 august. Majoritatea potențialilor beneficiari a ajutorului specific conform legislației în vigoare nu pot prezenta la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură unul din documentele de eligibilitate, respectiv documentul justificativ. Acest document justificativ se eliberează de către organismele de inspecție și certificare în urma efectuării verificărilor specifice domeniului agricultură ecologică. Până la această dată, verificările nu au putut să fie finalizate din cauza prelungirii termenului de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, se menționează în comunicat. Din acest motiv, până în prezent, au fost depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sub 150 de cereri pentru ajutorul specific. În ședința de guvern din data de 9 octombrie 2013 a fost aprobată hotărârea Guvernului pentru modificarea hotărârii privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.